cel preanalt sau mă încred în el. Și s-a întâmplat că am ajuns fără să am mâncare. Cum zicea aia, astăzi dacă nu o să ai mâncare, ce o să faci? Și îl rugam pe cel preanalt să nu crede el că nimeni nu mă mai ajută. Și fără să mă cunoască cineva de aici din adunare, dar el lipsește și e foarte bine că lipsește. A venit după ce m-am rugat Tatălui Ceresc și a zis, nu mai este nicio scăpare și nevasta îmi spune, dar nu te interesează, atâția copii și pe tine nu te interesează. Nu mai am ce face, numai dacă el face ceva, eu nu mai am ce face. Păi totuși caută de lucru, caută bani, că nu avem. Oriunde mergeam, nimeni nu-mi deschidea o poartă. Și bate cineva la ușă, eram plecat de acasă. Deci, domnule, de când te caut, nu știam unde stai. Dar nu mă cunoștea. Și a zis, dar cum mă caut dacă nu mă cunoșteai? Păi așa m-a trimis cel care m-a trimis să vin aici. Și zice, tot ce-i în mașină pentru tine, n-am putut să cred atunci că el ascultă rugăciunea celui nevoiaș. Amin. Un lucru. Apoi, în al doilea, cu vindecarea. Eram în Spania, și Minu, care mă cunoaște foarte bine, lipsește de aici. Mi-am pierdut locul de muncă, că nu mai puteam să lucrez. Mai mult de 30 de minute nu mai umblam. Eram ca paralizat de coloană. Am fost un an și jumătate la medic pe lista de așteptare pentru operație. Și într-una din țări, când s-a făcut cina, am zis, tată, eu cred că tu poți să mă vindeci. Aleluia. Și ca semn că tu mi-ai ascultat rugăciunea, până dimineață să mă scol, dimineață să mă scol sănătos. În noaptea aceea m-am sculat de multe ori, ca de altă dată, când nu mai puteam dormi. Când mă mișcam puțin, mă durea coloana, mă trezeam, nu mai puteam dormi. Și nu aveam ce face decât să citesc Scriptura. Și în noaptea aceea îmi vinea două gânduri în minte. Să vezi că dimineață tot așa ai să te trezești. Un alt gând, să vezi că dimineața ai să te trezești sănătos. Și lucru care era, m-am sculat dimineață, să văd care gând era bun și care era rău. Și m-am mișcat, văd că nu mă mai doare, îmi iau nepoțica de avea vreo 3 ani, o iau în brațe, îmi spune un gând, nu lua în brațe, că ai să vezi că iar o să te doare. Dar îmi spunea ceva din mintea mea, din lăuntru meu, că sunt vindecat. M-am dus, m-am plimbat cu ea. Și am fost vindecat, sunt vindecat. Amin. Lucrez mult și sunt vindecat. Nu s-a rugat nimeni pentru mine, ci am încrederea că dacă noi ne rugăm și credem că El poate să facă, fără nicio ezitare, că dacă s-ar uita la fapte, dacă s-ar uita la credință, să credem că El poate face, El face. Dar pentru că noi ne uităm și aducem faptele noastre, apoi eu am făcut asta, dar nu știu dacă mai are milă. Atunci, hotărâm nu. Aleluia. Domnul să-i interesează.